Accidentul s-a produs în jurul orei 19 pe fondul unei depășiri ratate. Tânăra de 24 de ani aflată la volan a pierdut controlul mașinii, iar în încercarea de a redresa autoturismul în care se mai aflau alți 4 pasageri, dintre care unul minor, s-a răsturnat. Au fost implicate 5 persoane aflate într-un autoturism care s-a răsturnat. Toți erau tineri, au fost găsiți conștienți, 2 dintre persoane prezentau traumatism craniocerebral, o persoană cu traumatism de mână, o persoană traumatism de picior și încă o persoană traumatism toracic. Toate au fost deplasate la Spitalul Județean Slatina. Pentru a acorda primul ajutor victimelor, la fața locului au intervenit mai multe autosanitare de la Serviciul Județean de Ambulanță, dar și de la Smurt. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au condus la producerea accidentului. Conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice, purtau centura de siguranță și autoturismele nu aveau montate detectoare radar. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 196 din Codul Penal. Din fericire, rănile suferite de cele 5 victime nu le-a pus viața în pericol.